Traficul rutier și pietonal din municipiul Târgu Jiu a devenit un coșmar pentru toți cei care au trecut astăzi prin zonele comerciale. Deși peste 300 de polițiști de la rutieră și câteva zeci de la poliția locală s-au aflat astăzi în principalele intersecții și de-a lungul arterelor de circulație, traficul a fost ore de-a rândul infernal. În această perioadă, având în vedere faptul că majoritatea cetățenilor merg la cumpărături pentru a-și achiziționa cele necesare în vederea sărbătoririi Revelionului, a crescut în mod considerabil și traficul, de aceea atât polițiștii biroului rutier Târgu Jiu, cât și polițiștii poliției locale acționează tocmai pentru a fluidiza traficul. Participanții la trafic sunt de părere că polițiștii ar trebui dispuși și în zonele mărginașe unde apar blocaje. Strategia celor de la rutieră și poliția locală este însă alta. Ei sunt prezenți în special în acele zone unde se creează blocaje și mă refer la acele treceri de pietoni care nu sunt semnalizate cu semafor electric, ci doar prin marcaje și indicatoare de circulație și nu în ultimul rând în principalele intersecții. Începând din această seară vor intra în acțiune și patrulele auto din mediul rural care vor acționa până pe 1 ianuarie inclusiv.